Asta antrenează pe orizontală toată economia. Încep să meargă fabricile de ciment, uzinele, mă rog, care fac oțel, încep să meargă și fabricile care fac gips, carton, nu știu ce, benzi, adezive, nu știu ce fabrici de vopseluri, cele care fac table și așa mai departe. Toate încep să funcționeze, iar muncitorii care încep să lucreze aici încep să consumă, să plătească impozite, iar economia începe să dezvolte. Anii trecuți, când aveam dezvoltare economice, cele două motoare puternice ale economiei au fost sectorul de construcții și consumul. Poți să vă întreb ceva? Tocmai foarte, aici foarte trebuie concret să fim atenți și sunteți, să începem să sunteți mișcăm. Sunteți specialist în domeniul imobiliar, pentru că ați construit foarte multe case. Vă întreb așa, ce măsuri trebuia să ia guvernul acesta, din care dumneavoastră PSD-ul faceți parte, astfel încât să dezvolte piața asta imobiliară? Că una peste alta, construcțiile sunt în creștere ușoară, mult mai mică decât anul trecut, dar în creștere, sunt pe plus, ele sunt pe plus în clipa asta. Și nu le-a luat, domnule Negoiță. Bună întrebare, vă mulțumesc mult pentru ea. Unu, decât să bag bani în reabilitarea termică, nu știu unde, cu bani de la buget, și nu vreau să intru foarte mult în detalii, că acum stau zile întregi să mă uit să iau literă cu literă toată legea asta cu anvelopara termică, eu cred că ar fi trebuit în primul rând să scoatem TVA-ul total de la clădiri, de la locuințe. Sunteți de acord, domnul Prigoana? Nu. Pentru că din momentul în care scoți TVA-ul, nu mai impozitezi o piață care este în mare nevoie în România. Avem mii de români, dacă nu chiar zeci de mii de români, care locuiesc în clădire cu bulină. Experții spun că în cazul unui cutremur, Doamne ferește, acele clădiri le vor fi mormântul. Noi vom fi responsabili pentru soarta lor. Domnul Prigoana nu e de acord cu asta. De ce, domnul Păi Prigoana? Poate ne explică de ce ar trebui să fie TVA, să impozităm pe cei care vor să-și cumpere locuințe. Pentru că, eu cred, părerea mea sinceră e că în salvarea noastră, o temperare a crizei, a valului de criză și recesiune care urmea să vină peste un an, doi, pe la noi, până în România, că astăzi nu e recesiune și criză atâta timp cât există 12.000 de locuri de muncă libere și neocupate și nu merge nici dracu să se angajeze, când o să fie cozi, în București sunt 12.000 de locuri de muncă. Da, astăzi sunt 12.000 de locuri de muncă libere. Eu sunt, am dubii, dar trebuie să spuneți că așa este? Nu. Discutăm de România deopotrivă? Da, deci, doamne, ascultați-mă ce vă spun eu. Întreba asta forță de muncă. În ce domenii sunt locurile astea? În toate domeniile. Și nu se prezintă nimeni. Sunt târguri de joburi, nu merge nici dracu. Pentru că noi așteptăm să vină munca la noi acasă, nu merge. Au fost târguri de joburi în București, au bătut oamenii acolo. Nu s-a bătut nimeni. Nu, nu fac de aia. Nu, nu. Ați vrut dumneavoastră să angajați și n-ați putut angajat. Și n-ați venit. Nu, nu. Ce vreți să angajați, de exemplu? Contabil. Contabil și nu mă vin contabil să lucrez? Ba da, vin, dar nu, nu. Cât e salariul? Păi 15 milioane. Nu, fără 30 de milioane nu vin. Păi stai acasă. Adică stai într-un birou să pui hârtie una peste alta să notezi acolo, trebuie 30 de milioane, nu, 15 milioane e ok. Arată ce știi să faci pe urmă. Dar revenind înapoi, 15 milioane e okay? Nu poți ca să scoți TVA-ul de la construcții și clădiri. Stați o secundă, 15 milioane este ok, domnul Prigoana? La angajare 15 milioane din prima zi nu e ok? Cu cât v-ați angajat dumneavoastră acum? Cu cât se angajează un operator aici în prima zi? Îi dă 100 de milioane? Nu! Îi dă 8 milioane! Și după o lună când vede că e bun, îi dă 9. Și când vede că stă peste program, îi dă 10. Așa se întâmplă. Nu vii tu în prima zi, domnule, eu vreau 100 de milioane. E 6 milioane salariul minim. Ăla să dă la angajare. Și când demonstrezi că știi, iei mai departe. Și ca să ajungem la TVA-ul în construcții, vă rog, de ce nu sunteți de acord să fie eliminat? Nici nu sunt de acord să se elimine TVA-ul de nicăieri. Pentru că TVA-ul e una dintre structurile bugetului consolidat. Cum să elimin TVA-ul? Și noi degeaba facem și dăm drumul la fabricile de ciment și așa mai departe. Dacă noi nu punem bază pe agricultură și nu punem bază că să producem mâncarea în România și toți banii care îi producem, chiar în construcții, care vin de la bugetul de stat, vor pleca în Turcia, la agricultura turcească, la agricultura ungurească și așa mai departe, și nu începem să fabricăm bunuri de larg consum ieftine în România. Kilo și așa mai departe și cămăși și banii vor pleca în China, niciodată nu ne vom redresa economic. Domnule, avem 12 miliarde de euro astăzi datorie externă și mai facem rost de 19 miliarde. Rețineți. Da, rețin. Bani care pleacă în consum toți. Vă rog, domnule Negoiță, spuneți că TVA-ul construcții nu l-au eliminat, spuneți că ar fi trebuit să-l reducem, da? Deci, al doilea argument, al doilea motiv, să ne înțelegem. A doua măsură pe care... Dați-mi voie că, domnul Prigoană, cu tot respectul, cu toată stima, nici eu nu mai sunt în business, dar sunt totuși ancorat în niște realități. Asta cu nu mai sunt în business, nu mi-o spuneți mie. Sunt sute de mii de șomeri în București care nu au ce lucra. Dacă organizăm acum un târg de joburi, o să vedeți că vin grămadă să se angajeze, iar cei care au oferte să lucreze
de-abia că îi mai găsim. Deci, o să intru pe site. Suntem în recesiune, suntem în criză, nu avem locuri de muncă, avem mare nevoie de locuri de muncă la ora asta în România, în perspectiva mea. Iar cu scoaterea TVA-ului de la locuințe, păi da, sunt alte țări care au verificat chestiunea asta. Nu contribuie foarte tare acest domeniu astăzi la buget, pentru că pur și simplu zona imobiliară este aproape blocată. Vindem noi și mai vind alți vreo doi care au lăsat foarte mult la prețuri și care au făcut mari facilități financiare. În rest, piața din România, piața imobiliară pe zona rezidențială, este blocată complet. Cu astfel de măsuri, oricum, guvernul e lăudabil faptul că astăzi, la prima locuință, ai TVA numai 5% și trebuie să spunem acest lucru. Că acest guvern a făcut niște pași în sensul acesta, ceea ce e lăudabil. Ar fi putut face mai mult, ar fi putut scoate TVA-ul complet din zona de locuințe, tocmai pentru a încerca să revigoreze acest domeniu. Bun, și a doua lege? Scoate TVA-ul, doamne, că nu înțeleg. Păi eu nu înțeleg nici păi dânsul a vândut 500 de locuințe cu tot cu TVA, de ce să scoate TVA-ul? De ce, domnule? Eu nu înțeleg. Puteți să stăți într-o frază, pentru a stimula, doamna Grecu, stimula pentru a ce? Stimula TVA-ul, orice taxă, e ca o frână. Ori la o mașină, la o mașină care nu merge deloc, degeaba îi pui frână. O mașină care merge, întâi să o faci să meargă, să lase economia să meargă, să înceapă să meargă piața imobiliară, după care să vină să înceapă să pună un impozit treptat, să scoată un venit de acolo. Dar piața asta care e în mare lipsă, avem o mare penurie de locuri, de locuințe în România. Nu e adevărat. Avem o mare problemă. E excedent deja, momentul de bine, față. Din punctul dumneavoastră excedent. Eu vă spun că numai în zona Bucureștiului e o lipsă de câteva sute de mii de apartamente. La ora asta, adică oameni care, familii care locuiesc cu părinții, cu socrii și așa mai departe. Nu se poate chiar orice copil în clasa 8-a să aibă familii care locuiesc în blocuri. Cu bulină roșie, care nu au niciun fel de siguranță, nu au niciun fel de securitate acolo, din punctul meu de vedere, asta e o problemă reală și gravă în România. Tu, Radu, uită-te puțin cum împart ideile și cum le împărtășesc doi oameni care reprezintă două partide care sunt la putere. Dar asta e pozitiv, doamna Grecu. Da, e pozitiv. Că avem opinii diferite. Eu nu m-am discutat, e părerea partidului, e părerea mea personală. Nu e părerea partidului, este pleonastic de nu e părerea partidului, e părerea mea personală. Eu nu sunt de acord cu scoțul TVR-ul la nimic. Reducea TVR-ul la nimic. Cred că ăsta este motivul pentru care avem 11 statului... milioane de asistați. Aia trebuie întreținuți. Cred că acesta este motivul pentru care șeful statului... Care sunt aia 11 milioane, domnul Prigonu? Poftim? Care sunt cei 11 milioane de asistați? De asistați? Ce categorii sociale? Cetățeni români. Toate categoriile sociale. De la nou născut până la pensionar. Toți. În afară de pensionar care dăm la o parte. Cetățeni care primesc compensări la gigacalorie, gratuități pe tramvaie, trolebuze, metrouri, gratuități la și așa mai departe. Victimele ale primului și a doilea război mondial, urmașii victimelor răniților din 1900 toamna, nepoții lui Gelula la care a căzut scutul pe degetul mare de la picior. O să vă aduc să vedeți. Că sunt la comisia de muncă și vorbesc în cunoștință de cauză. N-am făcut nimic altceva decât să-i mângâiem pe crești și să le gânăm la fiecare campanie electorală. Dumneavoastră considerați că cei care au luptat în al doilea război mondial sunt niște asistați? Nu, dar a patra generație sunt asistați. A patra generație? Da, a patra generație. În ce sens a patra generație? Adică singurii care beneficiază? Sunt... beneficiază. Nu e adevărat. Singurii care beneficiază de... o retribuție din partea statului român, da? Sunt rezerviștii care au luptat în al doilea război. Nu e adevărat. Nepoților. A patra generație. Soțiile, copiii și nepoților. Soția e a patra generație? Păi nepotul cei? Soția aia, v-a spus soția. Domnule, beneficiază soțiile. Ea este supraviețuitoarea. Dar noi avem, domnule, supraviețuitorul din război. Au trecut atâția ani din război, domnule. Și acum au venit din nou la noi la comisie cu alții. Și au dus aminte că au fost niște deportați în 1950, la care l-a dat niște facilități, mai ales dracu decât la revoluționari. Terenuri, scutiri de credite, impozite... Am o informație, dați-mi voie să vă răspund. Oamenilor acelora li s-a distrus o viață și un destin, domnul Prigoană, Radu, din partea statului român. Dacă sunteți avocatul comuniștilor și a staliniștilor în anii 50, mă bucur. Bun. Știți că la tot